Astăzi ne aflăm într-o parcelă unde recoltăm porumb din grupa FAO 400, lucru ce nu l-am mai întâlnit până în ziua de azi, deci nu am recoltat niciodată în luna august porumb. Datorită secetei prelungite din acest an și nu numai secetei, ci a arșiței pe care am avut-o începând cu 15 iunie, anul acesta porumbul a fost uscat, forțat, fără a ajunge la maturitate. Drept urmare, producția este diminuată în proporție de 50-60%. Dacă în luna iunie producția de porumb se estima undeva la 10-12 tone, atât de bine arătau lanurile de porumb, astăzi, din păcate, recoltăm între 3 și 5 tone în funcție de parcelă, de zonă, cum au plecat precipitații și cum a fost arșița de mare. În ceea ce privește celelalte culturi, suntem mai optimiști în ceea ce privește producția. La floarea soarelui sperăm să nu fie atât de afectată. Am făcut câteva probe în parcelele unde deja a fost coaptă, dar am întrerupt deoarece mai avem parcele unde încă nu este în deplină maturitate pentru a putea fi recoltată. În ceea ce privește culturile de toamnă, grâu, orz și rapiță, suntem foarte mulțumiți la cultura de grâu și satisfăcător mulțumiți la cultura de rapiță și orz. Așa cum am spus, în ultima perioadă precipitațiile vin extrem de izolat, pe anumite areale plouă poate 20-30 de litri pe metru pătrat, iar în alte areale, la o distanță de circa 15 km, plouă poate 1-2 litri. Este foarte, foarte diferit nivelul precipitațiilor pe anumite zone. Lucru care nu ne oferă o omogenitate a producțiilor pe hectar, dar, per medie, așa cum am spus la început, suntem mulțumiți de rezultatele culturilor de toamnă. Cu siguranță, la cultura de porumb vom înregistra pierderi datorită costurilor ridicate. Astfel, suntem nevoiți să le acoperim din profitul celorlaltelor culturi. Așa cum am urmărit bursele în ultima perioadă, nici prețurile nu ne ajută foarte mult, deoarece sunt destul de joase în comparație cu costurile pe care le avem. Sperăm într-o revenire a prețurilor, altfel nu știm cum va fi viitorul agriculturii dacă se merge în continuare pe input cu prețuri foarte mari și output cu prețuri foarte scăzute.